hobby s-a născut toată povestea asta. Am învățat să gătesc de mică, apoi mi-am făcut un blog. În fiecare zi postam pe Facebook, lumea întreba ce e aia, unde e rețeta, cum se face. Și am început să public rețete în fiecare zi. Asta am făcut vreo 2 ani de zile, prin 2013. Apoi în 2015, în toamnă, am deschis garajul. Făceam comenzi acasă. De fapt, au fost două idei. Aveam un prăjitor de cafea pe care l-am recondiționat și am zis, ok, dacă avem cafea, clar, trebuie să facem și ceva dulce. Știu să fac, sunt bune, toată lumea le cere, le vrea. Aveam aici un spațiu mic de bucătărie și așa le-am îmbinat. N-aș fi zis vreodată că o să ajung să fac ce fac azi. Eu am făcut jurnalismul, am lucrat un pic în domeniu, apoi mi-am găsit în PR un job, am schimbat radical domeniul în IT și apoi am început să gătesc. Nu sunt din Timișoara, sunt din Vâlcea. M-am mutat în Timișoara în 2008, când am venit la facultate și am rămas aici. Pentru mine a fost decizia radicală. Știam unde vreau să vin când am venit la facultate și știam că nu vreau să mă întorc. S-a legat foarte bine și m-am stabilizat aici de tot acum, adică sub nicio formă n-aș mai pleca. Am crescut foarte mult în 4 ani. De multe ori mă gândesc la început și îmi dau seama că nu știam nimic și nu eram pregătită deloc pentru ceea ce fac acum mai ales. Am evoluat eu foarte mult, am învățat enorm de multe lucruri. Urmează o a treia locație pentru noi. Avem în prezent două, urmează a treia, cel puțin o perioadă cu siguranță ne vom opri aici. Partenerul meu de business a fost cu ideea de cafea, eu cu partea de dulce și mâncare. Sunt rețete care le-am făcut acasă, le făceam constant, le ofeream și celorlalți. Eu mă inspir din foarte multe cărți, le testez, le aduc să le degustăm. Dacă sunt faine, dacă sunt încântați, le băgăm în meniu, dacă plac și clienților, cu atât mai bine. Așa, încet, încet s-a format un meniu destul de stufos. Partea cu pâinea, că asta e acum ce mie îmi place cel mai mult să fac, venit tot așa din încercări. Făceam doar pentru noi pâine, în care montam sandwich-urile. Cererea era și de vânzare, dar nu ne puteam permite să facem pentru, efectiv, să vindem pâine. De aici a plecat ideea de bakery, a doua locație noastră. Putem să oferim și celorlalți ce facem noi pentru meniul nostru. Și acum, pe lângă partea de dulce, e și partea de pâine. Lumea la început a fost un pic sceptică. Unii erau curioși, unii mai puțin, dar acum sunt oameni care vin doar pentru asta. Știu că e cafeaua aia acolo și vin pentru ea, sau știu că e dulcele ăla acolo și vin pentru dulcele ăla. A devenit un loc mai original prin ce ofer. În general, cine vine la noi, vine că vrea să vină la noi, nu că îi suntem în drum. Oferi ceva și omul te caută pentru ce oferi. Nu neapărat că e deschis virtuală, hai să mergem acolo să bem o cafea. Nu. Nu am avut nicio legătură cu antreprenoriatul, nu știam ce înseamnă, cu ce se mănâncă, ce presupune. Am învățat încet, încet. Ce îmi vine acum în minte a fost o cerere din partea unui ONG să-i ajutăm cu vreo 800 de sandwich-uri. Foarte mult, n-aveam, mi se părea imposibil, dar le-am făcut. Îmi plac candy barurile, după ce le montez, le aranjez, arată frumos, colorat și mai apoi când te sună omul și zice, vai, ce frumos a fost, ce bun a fost. Astea sunt momente când te simți bine. Felul meu, în primul rând, e foarte energic, nu pot să stau. Da, dacă îți place ce faci, nu simți când lucrezi și o faci de drag, de plăcere. Poate de moment mă simt obosită, dar pot să iau de la capăt oricând. Trebuie să muncești mult, în primul rând, și trebuie să vrei. Orice se poate, dar trebuie să vrei. Dacă nu vrei sau nu-ți propui să faci mai mult decât știi că poți, clar nu o să avansezi. Văd evoluția mea de când am deschis tot business-ul până în momentul de față. Trebuie să vrei și să muncești foarte mult, clar. Dacă nu muncești, nu se poate. Sunt sigură că a avut un impact business-ul nostru, pentru că noi am fost prima prăjitorie de cafea din oraș. Hello, sunt Narcisa de la Garaj. Te aștept la noi la ceva dulce sau la o cafea faină.